viața Sfântului Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei, și viața Sfântului Mucenic Agatanghel. Sfântul Clement s-a născut în Ancira, oraș în Galatia, Turcia de astăzi, în anul 258, având tată păgân și mamă creștină. Când Clement avea 12 ani, a murit mama sa, care îi prezisese sfârșitul martiric pentru credința în Domnul Iisus Hristos. În același an a intrat în viața monahală. Dovedind dragoste față de slujbele bisericii, a fost făcut citeț și apoi diacon. La vârsta de 18 ani a fost hirotonit preot, iar la 20 de ani a devenit episcop de Ancira. Când împăratul Dioclețian a deslănțuit persecuția împotriva creștinilor, episcopul Clement a fost denunțat că este creștin și a fost arestat. Domețian, guvernator în Galatia, a încercat să-l convingă pe sfânt să jertfească zeilor păgâni, dar credința ce o avea i-a dat puterea și curajul să învingă toate chinurile, rămânând neclintit în mărturisirea lui Hristos. După aceea, Sfântul Clement a fost trimis la împăratul Dioclețian, care l-a judecat și l-a supus din nou la cazne, trimițându-l la rândul său în Nicomidia, la Maximian. Pe drum, lui Clement i s-a alăturat ucenicul său, Agatanghel, care dorea să moară pentru Hristos alături de episcopul său. Agatanghel era roman de neam și a fost botezat de însuși Clement pe când se afla în Roma, propovăduind credința și întărind pe cei prigoniți de urgia împărătească. În Nicomidia și mai apoi în Amasia, cei doi sfinți au îndurat chinuri de neînchipuit. În Amasia au fost aruncați într-o groapă cu var încins și au stat acolo o zi întreagă, dar au rămas nevătămați. Atunci, necredincioșii le-au sfâșiat trupurile, i-au bătut cu bâte de fier, i-au așezat pe paturi înroșite în foc și le-au turnat sulf pe răni. Toate acestea nu i-au vătămat pe sfinți și, ca urmare, au fost trimiși la Tars, unde, după ce au pătimit nenumărate chinuri, au fost întemnițați. În cele din urmă, Sfântului Agatanghel i s-a tăiat capul la 5 noiembrie, iar Sfântul Clement a fost eliberat din închisoare de către creștinii din cetate și adăpostit într-o biserică tăinuită într-o peșteră. La 23 ianuarie 308, Sfântul Ierarh a fost ucis de către soldații care au năvălit în biserică în timp ce sluja jertfa cea nesângeroasă. I s-a tăiat capul alături de doi dintre diaconii săi, Cristofor și Hariton, fără ca altcineva să sufere vreo vătămare. Pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei, și pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Agatanghel, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.